Pe 28 iulie 1402 a avut loc bătălia de pe câmpia din fața Ankarei, dintre oștile otomanului Bayezid Trasnetul și cele ale mongolului Timur Lenk. În urma devastatoarei înfrângeri, Bayezid a căzut într-un deosebit de umilitor prizonierat din care, un an mai târziu, a scăpat doar prin suicid. Această înfrângere a fost cauzată în primul rând de faptul că Bayezid a fost părăsit de aproape toate trupele sale. Doar ienicierii și un misterios contingent creștin i-ar fi rămas fidel până în ultima clipă, apărându-l până la ultimul strop de sânge. Unii istorici au crezut că acest contingent ar fi valah, dar chiar așa să fie oare? Să fi fost tocmai oamenii lui Mircea cel Bătrân cei care au fost cei mai fideli fostului mare dușman al voievodului lor? Ce apucase? Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și osmanistică și sunt membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Iar în fața oștenilor Măriei sale, prezentator al singurului canal științific de istorie medievală din România. Înainte de a începe, trebuie să mulțumesc cât se poate de respicat lui Andrei și Tonia, în principal, dar și celorlalți donatori mai mici, fără căror sprijin, producțiile noastre nu ar fi posibile. Măria sa vă încurajează să le urmați exemplul. Scrisoarea a treia a lui Mihai Eminescu are efect doar asupra contemporanilor săi și asupra noastră? Oare dușmănia ireparabilă dintre cei doi protagoniști, Mircea cel Bătrân, voivodul Valahiei și Bayezid al I, sultanul otoman, descrisă în această renumită poezie, să nu aibă prea multe tangențe cu realitatea istorică? De să nu fi fost, de fapt, de durată animozitățile dintre cei doi suverani? Adică undeva între 1395 și 1402 să-i fi devenit Mircea cel Bătrân lui Bayezid il-Dârâm, cel mai fidel dintre toți vasalii acestuia, atât de fidel încât să-și sacrifice toți oștenii pentru cauza deja pierdută a sultanului otoman la Ankara? Apropo, de fapt, Ciubucova, fiindcă așa se numește câmpia pe care a avut loc celebra bătălie, la câțiva kilometri de Ankara. Deci, ar fi mai corect să o numim bătălia de la Ciubucova. Dar să revenim la oile lui Mircea cel Bătrân. Bazându-se exclusiv pe cronici anonime timpurii otomane care descriu respectiva bătălie și pornind de la o confuzie a primului lor editor, reputatul filolog german Friedrich Giese, unii istorici români au citit un cuvânt cheie ca valac. Pe baza acestuia au tras concluzia că valahii, adică oamenii lui Mircea cel Bătrân, a fi participat la bătălia de la Ankara, fiind alături de ienicieri, culmea culmilor, singurii care nu l-au trădat și ultimii care l-au apărat până în ultima clipă pe nenorocosul Bayezid Trasnetul. Cuvântul cheie în cauză constă de fapt în trei consoane. V, L, K. Aici trebuie să știți că în limba osmană, ca și în arabă și persană, nu se scriu absolut toate sunetele, așa cum suntem obișnuiți în sistemul de scriere latinesc, grecesc ori chirilic. Doar consoanele, o semiconsoană și vocale lungi se scriu. Restul de obicei se omit. Deci practic trebuie să știți ce înseamnă înlănțuirea cu tare și cu tare de litere, care aparent nu are niciun sens. Deci cuvintele osmane arată ca un fel de prescurtări, unele chiar foarte prescurtate. Uneori, scribii folosesc semne de vocalizare, adică pun niște mici semne deasupra ori de desubtul unei litere pentru a indica ce sunet exact urmează după aceasta. Fac asta de obicei atunci când e vorba de cuvinte mai complexe, ori dau o importanță deosebită textului pe care îl scriu. Spre exemplu, Coranul era mereu vocalizat.
Nu mă refer aici la manuscrisele coranice, foarte timpurii. Dacă vreți să aflați mai multe pe această temă, ne puteți scrie în comentarii. Printre interesele mele științifice se află și dreptul și teologia islamică. În fine, de multe ori cuvintele, ori numele străine, erau scrise complet, adică se reproduceau în scris deopotrivă consoanele și vocalele. Excepție făceau de obicei numele foarte încetățenite la otomani și cu care, deci, cititorul nu ar fi avut potențiale probleme de recunoaștere. A fost foarte tentant, deci, pentru unii istorici să introducă câte un A între pomenitele consoane V, L, K și să citească Balac. Marea problemă e că românii nu au fost numiți Valac, pe nicăieri, în izvoarele otomane. Chiar în aceste cronici, în care apar acești V, L, K, ca și participanți la bătălia de la Ankara, Ciubucova, Valahii și Valahia, dar și romanitatea sud-dunăreană, sunt numiți deopotrivă Eflac. Apropo, în cuvântul Eflac, scribii au scris mereu, fără excepție, toate sunetele, deopotrivă consoane și vocale. Deci nu există nici cea mai mică problemă de citire ori interpretare. Deci VLK în posibilă conexiune cu românii apare doar în episodul care narează bătălia de la Ankara și doar în unele cronici anonime otomane. În rest apare mereu Eflac. Apropo, ca multe paranteze azi, Moldova este numită Bohdan sau Karabohdan. Adică, de foarte multe ori, scribii știau că locuitorii sunt și ei Eflac, adică români, romanofoni, și numeau ca atare. Problema cea mare pentru noi, istoricii, constă însă în faptul că prin termenul Eflac, otomanii se referă deopotrivă la locuitorii de la nordul Dunării, cât și la cei care populau mulțimea de insule romanofone de la sudul fluviului. Dacă introducem alte consoane și în alt loc între cele trei consoane V, L, K, ar putea rezulta, spre exemplu, cuvântul vâlc. Recunoașteți, desigur, poate în numele de familie românesc Vâlcu. Îl salut aici pe prietenul numismat Aurel, purtător al acestui nume. Vocabula V, L, K este un etnicon, adică desemnează o etnie, așa cum foarte clar rezultă din context. Și reprezintă unul din modurile prin care otomanii au numit pe sârbi. Pe lângă termenul sârf, preluat desigur de la slavii sudici, un altul la fel de comun era cel de Laz, care vine desigur de la cneazul Lazar Hrbljanović, cel mort pe câmpia de la Kosovo în 1389. Ar însemna deci oamenii lui Lazar, sau lăzărești, ca să zic așa. Trebuie să știți aici că otomanii și nu doar ei, aveau o cu totul altă înțelegere despre etnia populațiilor. De obicei, ei nu le numeau după limba, așa cum o facem noi astăzi, ci după apartenența politică, adică după cel căruia îi erau supuși, sau după casa domnitoare. De aceea moldovenii erau numiți Bohdan, de la fondatorul dinastiei domnitoare. Pentru otomani, ei erau bogdănești, supușii casei, adică familiei lui Bogdan. Când s-au stabilit în Balcan, otomanii au găsit nu un stat sârb unitar, adică o Serbie locuită de sârbi, ca să zicem așa. O asemenea construcție statală se prăbușise odată cu moartea lui Ștefan Dușan în decembrie 1355. Au rezultat imediat multe case domnitoare care s-au bătut cu înverșunare între ele, nu de puține ori căutând cu disperare ajutorul otoman. Nu e de mirare, deci, că otomanii s-au obișnuit să folosească cel puțin trei cuvinte pentru a-i numi pe sârbi. Sârf, Laz și Vâlc. Cu excepția cronicilor anonime editate de Ghize, alte cronici otomane contemporane sau mai târziu, precum renumitul Idris Bitlisi, folosesc în contextul bătăliei de la Ankara toți acești trei termeni. În alte manuscrise otomane, vocabula VLK este explicit vocalizată, nemai lăsând niciun dubiu. Pe de altă parte, însuși cronicarul oficial sârb al lui Ștefan Lazarevici, fiul cleanzului Lazar, mă refer aici la Constantin Filozoful, afirmă cât se poate de clar că stăpânul lor a participat la această campanie. Pe lângă Ștefan,
ar mai fi participat și fratele său, Vuk. De aici diversitatea de termeni folosiți de cronicarii otomani cu referire la ajutoarele creștine al lui Bayezid la Ankara în 1402. În fine, cronicile post-bizantine al lui Calcondiles și Ducas nu pomenesc un român, nici la bătălia de la Ankara și nici măcar în contextul acesteia, ci iarăși, în mod clar, doar pe sârbi. În ceea ce îl privește pe Mircea, un raport cretan din aprilie 1402 ne-l arată pe Mircea, numit Milciuș în latină, a fi în cele mai belicoase relații cu Bayezid. Și asta cu puține luni înainte de fatidica bătălie. La Ankara a participat deci un contingent sârb, trimis de Ștefan Lazarevici și condus de fratele său mai mic, Vuk, și de cei trei fii ai acestuia. Cunoscut vasal, dar și cumnat al sultanului Bayezid I, Ștefan îi asistase militar pe otoman încă din 1390, disperat fiind să-și dovedească fidelitatea pentru a-și merita sprijinul politic împotriva puternicilor adversari interni. Cu Mircea cel Bătrân, cu totul altfel stătea situația. El nu mai trebuia să-și dovedească nicio fidelitate față de sultan pentru a-și păstra ori asigura domnia. Din 1396, după ce ucisese pe Vlad uzurpatorul, Mircea nu mai avea niciun rival intern, ori extern. Mai târziu, probabil în jurul anului 1400, acesta a pierdut Dobrogea pentru o scurtă perioadă și a trebuit să plătească un mic tribut. Dincolo de acest tribut, mai foarte probabil mai degrabă simbolic, Mircea nu era forțat să trimită oștieni. Siguranța domniei sale nu depindea de sultan, nici pe departe, spre deosebire de Ștefan. În afară de incursiunile de Akhângi, Bayezid nu prea avea cu ce să-l șantajeze ori țină în șah pe Mircea. În plus, atenția sultanului se concentra în jurul anului 1400 asupra Anatoliei, unde trebuia să-și elimine ultimii rivali. Mitul participării lui Mircea cel Bătrân la bătălia de la Ankara din 1402 a fost demonstrat extrem de pertinent încă din perioada interbelică de reputatul osmanist român Aurel Decei, într-un studiu public republicat în 1978. Pe scurt, nu avem nici cel mai mic indiciu veridic că valahii lui Mircea cel Bătrân ori alți români ori romanofoni sudunăreni ar fi participat la această bătălie. Totul se bazează pe o neînțelegere a unui cuvânt care de fapt se referă la sârbi. Un mit, deci, reieșit foarte probabil din tipice megalomanii naționaliste care îi vedeau pe români atât de importanți și pe Mircea atât de tare că nu exista sultan care să dea o mare bătălie fără să fie ajutat de aceștia. Meritele lor, cât se poate de existente de altfel, trebuie însă căutate în cu totul alte părți, așa cum v-am arătat în acest episod. O să nu caut în alte părți, ci dau iarăși mărire măriei sale Vlad, nepotul favorit al măriei sale Mircea, care ambii vă mulțumesc pentru fidelitate și vă transmit prin mine umilul său logofăt, umilul lor logofăt și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!